Pentru că Cafcaliuc pot să oprești și în mijlocul drumului. Credeam că asta e vreuna dintre mașinile lui. Dar el e cu altceva. Cu Skoda. Băi, periculos și ilegal. Rușine. Și ăștia probabil sunt niște boieri că au parcat aici ca la ei acasă, în intersecții, chiar dacă legea interzice. Probabil au spiete în poliție și nu riscă nici amendă. Dacă așa e situația în Chișinău la kilometru zero al capitalei, vă puteți imagina ce se întâmplă în Puțuntei de Vale sau Hindichium fondat.